Bun găsit din nou. Ce așteptări are scriitorul Mircea Dinescu de la noul guvern condus de Marcel Ciolacu? Bine ați venit, domnule Dinescu. S-a schimbat guvernul acum în România, da. Și vreau să vă întreb cum era pe vremea comunismului când se schimba guvernul. Înainte să trec la asta, așteptările de la actualul guvern ar fi cam așa. Să stai pe un drum pustiu care nu duce nicăieri și să tot aștepți. Deci nu mai aveți absolut nicio așteptare și nicio pretenție. Ba nu, spun ceva. Când am venit eu la cetate acolo, până s-am reconstruit casa aia, dura vreo 3 ani. Stăteam într-o căsuță acolo și eram fascinat de apusul soarelui. Pe Dunăre. Pe Dunăre, că apune chiar acolo. E cel mai frumos apus de soare. Apune acolo după, la cot, se înroșește apa, cerul. E ceva, e un fenomen foarte interesant. Și în fiecare seară stăteam acolo și voiam să nu pierd apusul ăsta. Zeci de zile la rând, știi? Și era un domn care citea Cota Apelor Dunării. Acolo unde am eu pontonul. Sper că nu în franceză. Nu. Da. Și vine la mine așa politicos într-o zi. Ce, domnul Dinescu, zice, vă văd în fiecare seară că vă uitați de-a lung, așteptați pe cineva? Și am spus, uite, stimate domn, despre ce-i vorba. Matale, unde lucrezi? Păi zice, la Cota Apelor Dunării. Zic, te văd că vii, cobori treptele, citești, anotezi și pleci. Nu te-ai uitat niciodată la apusul soarelui, nu? Păi zic, fiindcă eu, asta, de când am venit aici la cetate, zic, în fiecare seară, când crezi, matale, că eu mă uit să aștept să vină ceva pe Dunăre, un vapor, vaporul Titanic, mă uit cum apune soarele pe apă. Deci de câți ani lucrez aici? Păi zice, lucrez de vreo 15 ani. Și nu te-ai uitat niciodată. N-a fost niciodată apusul? Ia uită-te mâine, știi? Bă. Și vine a doua zi, domn Dinescu, m-am uitat și să știți că e frumos, într-adevăr. Cam așa aștept eu, sunt așteptările mele de la un apus de soare. Definitiv. Dar să revenim la cealaltă întrebare, ce însemna o schimbare de guvern atunci, sau mă rog, îi mai rotea și Ceaușescu. Cum? Îi mai rotea și Ceaușescu. Îi rotea des. Îi rotea foarte des. Și asta era metoda de a conduce, că nu trebuie să-l înșurubezi pe niciunul acolo, să prindă cheag, să-și facă echipă, să nu știu ce, știi? Zăpăcea, să nu apuce să uneltească împotriva ta, da. Acum, populația n-avea, că ce voia nani cu aia se întâmpla. Dar totuși un lucru se întâmpla, adică printre boșii partidului erau și oameni mai cum se cade, unii erau mai inteligenți și cu școală dintre ei, știi? Și atunci eu, ca scriitor român, tânăr, de succes, că aveam 2 premii al unui scriitorilor, 3 până la urmă am luat și premiul Academiei, trebuie să spun că, fără să vreau, am ajuns să stau de vorbă cu unii dintre aceste personaje. De exemplu, ultimul prim-ministru al României, Dăscălescu, era sinistru, era ca un porc mistreț, era rău, venea întotdeauna, cum să spun, cu figura aia de fiară, știi? Trimis de Neanicu la Congresul Scriitorilor. Știi când Congresul Scriitorilor, erau 1000 de scriitori. Veneau toți la Congres și se alegeau un consiliu din 30-40 de inși. Aleși prin vot secret, fii atent. Dar din aia trebuia câțiva care să fie membri în birou de conducere. Ei erau numiți din consiliu. Să nu fie surpriză. Și atunci, da, tip mai erau unii pe care pe marea masă nu-i voia totuși așa. Și ăsta venea cu lista clară, ăștia trebuie să fie. Membrii Comitetului Central erau din oficiu. Că ăștia n-apucau să fie în consiliu. În schimb, apucau să fie în comitetul central, în biroul politic, așa. Bun. Deci, ăsta era absolut o fiară. A avut un destin interesant, că a făcut și pușcărie, până la urmă, Dumnezeu la... Că restul activiștilor de partid, trebuie să spun ceva. Mulți dintre ei erau foarte politicoși când veneau la ședințele scriitorilor.
Deci aveau un oarecare respect pentru notorietate, nu pentru aia care mâncau căcat, că aici lumea crede că dacă îți scrie cu Neanicu, ăștia te iubeau. Nu. Ăștia erau plugușoriștii de servici. Vadim Tudor, păi mai erau câțiva scritori de ăștia care de ziua lui Ceaușescu, de ziua Elenei Ceaușescu, scriau poemele alea. Mult iubite. Ăștia li s-a aruncat câte o ciozvârtă, erau sclavii. Dar în rest ei erau politicoși. Bine, se vorbea la Europa Liberă de mulți dintre, sau nu de foarte mulți, dar și de mine, în fine. Și atunci aveau un oarecare respect. Poate unii pe acasă mai aveau copii mai educați și știau ce cu scritori, mai aveau câte o bibliotecă. Așa. Și atunci, asta spun, adică pe ei interesa să capteze oameni de valoare alături de partii, nu numai ciurucurile care scriau la comandă, știi? Pentru că după 89, din păcate pentru scritorimea română, în staful lui Iliescu au venit mai ales oameni compromiși, cu mici excepții, cum s-ar fi, să zic eu, răposat Eugen Simion, care era un mare critic, nu știu ce. Dar rest toți care au fost în jurul PSD-ului, noi am fost scritori de mâna 14 sau aici compromiși, foști membri în Comitetul Central, nu știu. Deci Iliescu a prelungit chestia asta. Dar pe vremea aia, încă o dată, era o ierarhie valorică. Se respecta valoarea foarte tare, totuși. Pentru că exista o critică literară de anvergură în România care era ca o moară care măcina. Paile erau lăsate afară și n-ajungea un mare mâncător de rahat să fie lăudat în România literară sau în revista. Adică de Nicolae Manolescu, de Eugen Simion. Eugen Simion erau critici. Și de prietenul dumneavoastră, că am scapă numele. Lucian Raicu. Lucian Raicu. Nu scriau despre ăștia niciodată. Singurul de care mai scriau din când în când era Dumitru Popescu, care era acel eminența cenușie a... Care ulterior a devenit șeful unui scriitorilor. Nu, ăla e Dere Popescu. A ziceți de Dumitru Popescu, Dumnezeu? Dumnezeu, da, care scria și el poezii, mai scria nu știu ce și... A, deci intra și el la critică. Credeam că nu se califică. Nu să scrie un marc cronic, mai era amintit așa din când în când. Dar vreau să spun că prin biografia mea ciudată, așa, eu am ajuns de câteva ori să stau de vorbă cu doi secretari cu propaganda ai Partidului Comunist. La Comitetul Central. În ierarhia nomenclaturii de atunci, secretarul cu propagandă era pe locul 2 după Ceaușescu, știi? Și Iliescu fusese, nu? Secretar cu propagandă. Și Iliescu a fost secretar cu propaganda, da, și a căzut când a fost în China și l-a vârlit Lenuța din avion, așa. După aia au mai fost câțiva domni. Și doi dintre ei i-am cunoscut personal. De ce? De exemplu, eu la ședințele de Consiliu a Unui Scriitorilor, alături de Dorin Tudoran, de Dan Deșliu, mă rog, critici Manolescu sau nu știu ce, erau oameni care mai vociferau și mai mărâiau așa. La fiecare ședință venea un activist de partid, de exemplu, știi? Și de la municipiu ăla cu, și era atent să nu se spună ceva, să nu, că s-auzea la Europa Liberă așa. Și când a fost vorba de dat afară Eugen Barbu, asta se întâmpla la finalul anilor 70. Da, așa. Cred că în 79, dacă cumva. Ăștia voiau să-l sprijine, să nu-l dăm tot afară pe Eugen Barbu pentru plagiat. Cel care venise, de exemplu, de la municipiu, tot încerca să tempereze, să nu știu ce. Și eu m-a ridicat și am zis, tovarășu, nu mai știu cum îl cheamă, Necșoiu, Beșoiu. Zic, domnule, dumneata, trebuie să stai în acel scaun, pentru că rolul dumitale e cum sunt ăștia pe stadion... Arbitri? Nu arbitri, vin unii de ăștia, observatori federali. Dumneata ești un observator federal. Dar să vă spun ceva, zic, tovarășe. Observatorul federal nu intră pe joc să dea și el un gol și să bage mine. De ce te bagi, dumneata, pe chestiile noastre? El îl susținea pe Eugen Barbu. Da. Mamă, și ăsta s-a ofuscat, adică la tank, nu știu ce. Și a doua zi, pac, mă chema tovarășul Rădulescu, secretarul cu propaganda al Partidului Comunist Român.
prima dată n-am știut, băi, ce dracu caut eu la Comitetul Central, mă caută secretarul cu propaganda. Unde avea sediu? Acolo la CC? La CC, da. Pe unde a fugit Ceaușescu, ca să înțeleagă oamenii. Da, da, da. Și mă duc acolo, eu aveam și părul mai mare, s-a uitat oia chiorâși și securiști la poartă, zic, bună ziua, zic, sunt scriitorul Mircea Dinescu, sunt chemat la tovarășul secretar cu propaganda. Măi, se uită la mine, păi eram pe listă, știi? Și ajung la Ilie Rădulescu, îl chema. Fie țărâna ușoară, cred că a murit. Băi, și mă ajung la cabinetul ăla mare, știi? Și Ilie Rădulescu, secretarul cu propaganda apoi comunist român, avea pe birou un iaurt și un ou fiert într-un păhăruț. Se ridică în picioare, zice, tovarășe Dinescu, mă scuzați, zice, știți, eu am o problemă cu ficatul, am o boală de ficat, nu știu, era și cam palid, așa, știi? Și trebuie să mănânc la ora asta, da, stați 5 minute, vă dau o revistă să vă uitați la ea, știi? Băi, și n-apucă ăsta să desfacă ouul ăla fiert și să soarbă, da? Că odată îl văd că țâșnește în picioare, da, să trezi, da, 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 lasă-i acolo, zice, iertați-mă, sunt chemat la tovarășa Elena Ceaușescu. Și dispare. Bă, și stă Dinescu în birou, secretarul, probabil, timp de 2 ore. Ce ați făcut acolo? Vine ăsta palid. Nu, și m-am uitat pe niște reviste, dai seama. Puteam să vorbesc la telefon, să dau niște ordini. Vine ăsta palid, așa, zice, mă ierta, zice, știți cum e la noi, da, Dinescu, zice. E lucrul dracului, zice, da. Iertați-mă, și a continuat să mănânce chestia, a luat niște pastile. Ce s-a întâmplat și Dinescu? A primit o reclamație de la niște, de la servicii, știi, da? Și de la municipiu, a spus ceva, jignit pe un activist. Și domnule, iertați-mă, ăsta nu știe, acest domn pe care crezi dumneavoastră că l-am jignit, l-am complimentat. I-am spus că este observator federal. Păi observatorul federal în fotbal este unul dintre oamenii care hotărăsc destinul unui meci de fotbal. Așa. De am spus, domnule, stimați, ești observator federal, nu ai voie să dai goluri, să intri pe teren la noi, să dai cu șutul, da? Atâta tot. Deci, sub forma unui compliment, eu i-am dat un sfat, pur și simplu. Asta a fost toată chestia, da. Da, zice, mi-am dat și eu, n-am înțeles, zice, e o prostie, deci au făcut ăștia. Și ce face? Știu că sunteți un scriitor talentat și nu știu ce, că ați luat prin, că lui se dădea acolo. Aveți problemă, ceva? Zic, domnule, zic, nu, până la zic, m-am mutat, zic, așa avea o problemă, zic, m-am mutat că mi-a născut soția pe Calea Moșilor, că stăteam într-o garsonieră și m-a născut, nu știu ce, și m-am mutat într-un bloc cu două camere, dar zic, nu am telefon, că n-are bloc cu telefon. Stați puțin. Și fii atent, ia, pune mâna. Domnul ministru, la ministrul telecomunicării, domnul aici, Mircea Dinescu, domnul, un poet talentat al nostru, nu are telefon, lucrează la România Literară. El zicea, lucrează la România Literară, ești ca reporter special. Ai nevoie de telefon. Deci are nevoie urgent de telefon, da? Da. Domnescu, ce adresă aveți? Păi zic, blocul, nu știu care, era postrățul unde era biserica, unde era galeriu acolo. Așa îi spun, blocul, apartamentul, nu știu. Bun. S-a aranjat, domnescu. Bine. Să știți, i-am dat o carte cu dedicație. Să știți că mi-a părut bine că sunteți un tânăr. Am plecat. Am ajuns acasă. V-au pus telefon? Nu că mi-a pus telefon. Fii atent. Seara, până la 7 seara, mă trezesc cu o echipă de 4 inși. Zice, domnul Dinescu, am primit ordin să vă punem telefon. Dar blocul nu este conectat la telefon. Și v-am adus unul de ăsta de armată. Fii atent. Băi, mă închin, mă, e Camil și Petru, mă, exact, dacă... Deci mi-a adus un telefon cu manivelă. O cutie cu manivelă din care puteam să dau telefon. Deci în 3 zile se pune la bloc. Eu le-am pus telefoanele, îți dai seama, la tot blocul la care nu era conectat. Așa. Dacă i-a spus, domnule, e o chestie, domnule,
metafore poate în cap, repede să sune la România Liberă să le dicteze. Literare, nu? Literare. Băi, și am, 3 zile am stat cu telefon de armată, așa, datorită talentului meu. A doua oară, fii atent. Trec ani și ajunge ăsta, vine marele prozator italian Umberto Eco. Vine în România. Ia, vine în România, i-a apărut o carte în România. Numele Trandafir. Numele Trandafirului. Erau cozi mai mult decât la brânză și la carne, la, la cartea lui Umberto Eco, știi, că s-a zvonit, știi? Prozator celebru, nu știu ce, știi? Și cu, dacă ai citit cartea, cu mistere, cu sinucideri, cu nu știu ce, da. Cu o mănăstire care în final ia foc. Da, 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 și... Bă, și vine Umberto Eco, trebuia să aibă o întâlnire la Uniunea Scriitorilor, 2 întâlniri la Uniunea Scriitorilor și una la Universitate. Bă, și băi, la întâlnirea asta de la Uniunea Scriitorilor, activiștii, scriitori activiști, așa, au pus la cale cine să vorbească, știi, nu vorbești aiurea, neîntrebat. Și am făcut o listă cu vreo 4 de ăștia, tovarăși de nădejde, da. Era secretar de partid Ion Hobana, care era prozator ăsta științifico-fantastic, știi? Adică el scria cu extraterestri, cu, și era secretar cu propaganda, așa. Era un fin de altfel, așa, de felul lui. Și în fine, apare Umberto Eco, bă, și țin ăștia niște discursuri de-astea, știi, de plicticoase și, bă, ți era rușine, așa. Și atunci, eu care nu eram pe listă, m-am simțit drituit să spun și eu ceva, să arăt că mai sunt scriitor. Și am spus, domnule Umberto Eco, există teoria că arta influențează realitatea. Știți că odată cu apariția romanului dumneavoastră s-au întâmplat câteva lucruri ciudate în România. Un critic literar s-a sinucis într-un lac în Herăstrău la apă mică, la... până la genunchi. Cine era? Mă, era un critic literar, sper să-mi amintesc cum îl cheamă, care se întâmplase următorul lucru. Când a apărut cartea lui Marin Preda, Deliru, unde el, în Deliru, scrie despre perioada legionară. Portret, dar îi face un portret al lui Antonescu. Da, da. Ușor pozitiv, așa, știi? Și a fost criticat romanul în Literaturnaya Gazeta, în Rusia. Că eu să încearcă o reabilitare a fascismului, nu știu ce. Era o exagerare. Într-adevăr, era privit Antonescu mai îngăduitor. Îngăduitor, așa. Și atunci Scânteia s-a simțit, ziarul partidului a simțit nevoia să polemizeze cu Literaturnaya Gazeta. Și au găsit un critic de ăsta, sărmanul, nu mă știu cum îl cheamă. Da, nu contează, nu era atât de cunoscut. Dau telefonul lui Ștefănescu să-l întreb de ce, pentru că ăsta, scriind articolul ăla în Scânteia, a răspuns, înțelege, în... Ilarie, nu știu cum îl cheamă? Nu, Ilarie... Nu mai știu, nu are importanță, da, de mare, nu, nu a rămas Gendi în istoria literaturii române. Spun colegii, Ilarie Gendi ar putea fi... Gendi murise de 100 de ani, nu. Nu, mă, în fine. Era profesor universitar. Nu contează. A avut ceva probleme în familie, cu nevasta, cu fiică, sau nu știu ce se pare, știi? Și atunci tipul s-a dus în Herăstrău și... S-a necat pur și simplu. La apă mică. În apă mică. Are Thomas Mann o sinucidere, micuțul domn Friedman se cheamă, în care un cocoșat mic, nu știu ce, disprețuit de o femeie, nu știu ce, se duce în apă mică și se sinucide. Cam așa a pățit acest critic literar. Și eu îi spuneam așa, zic, a avut loc o sinucidere ciudată, nu știu ce. Nu știu ce, am mai dat eu 2 exemple așa suprarealiste. Și lui ăsta i-a plăcut lui bătrânul Umberto Eco, care nu era atât de bătrân, adică... Păi a trăit până în zilele noastre. Da. L-am văzut că se luminează, nu știu ce, am avut un mic dialog așa. Bă, și se termină ședința, nu știu ce, și l-am văzut pe Hobana cam negru la față, nu știu ce, că nu eram în program și n-am mai putut să urească ea.
și s-a anulat întâlnirea de după amiază cu tinerii scriitori care se întâlnească. A, nu s-a mai dus nici la universitate, nu, l-au dus la muzeul satului. La, cum se întâmplă la noi? Nu se întâmplă nimica. În schimb, a doua zi mă duc la România Literară și George Ivașcu încă nu venit, se zice, Mircea, vină până la mine acasă. El stătea, redacția era la Casa Scânteii, dar el stătea pe Aviatorilor, pe acolo aveau casă. Zice, vină până acasă, că ce trebuie să mergem la... Ești chemat la Tor și secretar cu propaganda... Petru Enache. Petru Enache, știi? Păi eu m-am gândit. Deci, că are o legătură. Și mă duc acasă la Marele Gatsby, cum era istorii literarii. Vașcu făcuse pușcărie politică pe vremea ăstuia care a fost omorât ministrul externe, cum îl cheamă? Pătrășcanu. Ministrul Justiției a fost. Ministrul Justiției, da. Da. Comunist. Lucrețiu Pătrășcanu. A fost și el ca tânăr, nu știu ce, l-au băgat și pe Ivașcu, încă vreo încă 15, nu știu câți au intrat atunci. Și Ivașcu avea, mă simpatiza foarte tare, dar nu voia să public nimica. Să nu-i faceți probleme. Că da. Și eu zic, am dat niște versuri unde, la revista unde lucram eu. Zic, domnule Ivașcu, am și eu. Și dragul meu, zice, uită-te la mine. Și scoate dantura. Zice, vezi acești din... Mie mi-au scos în pușcărie. M-au bătut cu cizmele în gură. De ce vrei? Mai am 2-3. De ce vrei să rămân și fără? Stai liniștit, lasă coții în carte. Nu acum, că nu-i perioada. Era foarte simpatică. Și mai avea o calitate. Pe toți îi punea să scrie de ziua lui Neanicu, nu? Mie nu-mi cerea, știi? Eram scutit de această corfot. Bine, nici nu scriam, dar vreau să spun că se purta cu eleganță cu mine, în afară faptul că nu prea mă publica. O dată pe an mă publica o pagină. Așa. În fine, și mă ajung acasă la Ivașcu foarte fericit, fluierasă, bărbirea, Mircea, ce, unui schimb, da, ce ai făcut? Zice că mi s-a dat telefon că trebuie să vin, e ca la școală, vin-o cu tata părinții, atuns. Da. Vin-o cu tata atuns. Domnule, nu știu, poate zic, s-ar putea să aibă legătură cu ce a fost ieri la Uniunea Scriitorul, cu Umberto Eco, unde am vorbit mai liber, așa. Asta se întâmpla în anii 80? Da. Da, când a fost un pot să te uiți, nu mai știu în ce an a fost el. Mergem la Comitetul Central, când a venit Ivașcu, acest tovarăș Enache a coborât de la biroul lui de la etajul întâi și l-a așteptat pe bătrânul domn, nu pe mine, eu eram așa, deși eu eram chemat. Păi Ivașcu, la poarta Comitetului Central, domnul Ivașcu, nu știu, pentru Ivașcu era în literatura partidului, știi, că a fost om de stânga, nu știu ce, pușcărie, ilegalist, nu știu ce era, nu știu că a fost ilegal, dar în orice caz era un om de presă care a fost de stânga așa. Și tot vorbea, nu știu ce, și eu pe lângă ei, pe acolo, nu știu, ajunge, domnul, iertați-mă dacă, haideți la mine în birou, nu știu, și se așează Ivașcu, scoate și ăsta o sticlă de whisky, pac, 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 și mie. Și începe să discute, încă nu. Zice, mă iertați. Zice, știi, doar ce ne scuze, am primit o reclamație la servicii de la... Ce s-a întâmplat acolo cu întâlnirea cu Umberto Eco? Zice, așa, Enache, zic, ce se întâmplă? Zic, mie mi-a fost rușine de cum vorbeau colegii mei acolo, că aveau de-astea făcute dinainte și ăsta e un mare scriitor din Occident, adică și părea că suntem în anii 50, așa la... Și am vorbit și eu mai liber despre puritanism, teoria asta cu arta care a influențat de realitate, adică niște... am bătut câmpii cu grație, cum se spune, așa, și, dar n-am înjurat partidul, n-am făcut nici... în afară criticul ăla, care era un critic de partid, așa. Bun. Da, zice, sunt niște tâmpiți. Și se ocupă cu chestii de-astea, așa. Și, da, zice, și ce probleme, bă, ce probleme aveți? Păi zic, nu știu, zic, zic, am o problemă, că, zic, între timp am mai născut soția un copil și aș vrea, zic, socrii mei stau pe strada Bitoliei. Poate mi se găsesc și mie pe acolo, nu vreau spațiu, nu știu, dar să stau aproape, să aibă grijă socră mea de copii, că eu lucrez, soția mea lucrează la secolul 20.
da, imediat. La nu știu ce, la municipiu. Așa am ajuns eu pe strada Bitolie datorită marelui prozator italian Umberto Eco. Am ajuns la un demisol și cu o cameră, nu știu ce, dar lângă Socrimei, nu știu ce, și o stradă care rămâne în istoria literaturii. Dacă acolo a dăstat acei securiști vreme de un an de zile la poarta mea de... mă, era un om ăsta foarte delicat. Petru Enache? Petru Enache. Era și un bărbat frumos, avea părul, parcă era făcut cu drot, avea niște... Dacă te uiți într-o poză de-a lui, știi? Era foarte elegant așa și... și știi cum a murit? Săracul. Erau, la un moment dat, Lenuța și-a vrut să aibă și ea congresul ei. Ea răspundea de cultură. Cultura educației socialiste, spunea de Ministerul Învățământului și de Cultură. Și în sala mare a Palatului trebuia să pregătită toată chestia. Și când s-a dus acolo, însoțită de Enache, de tot staful, era poza mare a lui Neanicu și poza ei mai mică, așa. Și a zis, băi, cine a pus poza asta mea mică? Ei, nu era frică să zică, era căci este congresul meu. Și ia, veniți-o și îi cheamă pe toți acolo la, la o masă, nu știu ce, furibundă și ea până să ne văză sunt tovarășul Enache, a zis să pune. Nenorocitule și îl înjură, mă, de față cu ea, îl bagă în p***, în sipuri și că înjura Lenuța ca o birgereață, așa. Și Enache are și un soi de mică răzvrătire, așa, știi? Și avea cafea și varsă cafeaua rochea Elene și nenorocitule, mai vezi și cafeaua pe mine, prea marci de aici, nu știu. Și îl gonește. El, ca ierarhia de partid, era mult mai... Elena încă nu avea funcții mari. Era subalterna lui, secretarul propaganda al Partidului Comunist Român, da? Băi, știi și ce face tipul? Seara se duce acasă și este... Asta era, asta este domnul Ionescu, da? Nu. Nu cred că e ăsta. A? După coafură așa ar fi, dar cred că ăsta e altul. Spune, asta spune Google-ul. Păi e posibil să nu fie el. Da, înseamnă că e el așa. După coafură, dar parcă era, seamănă totuși, dar mai era unul care seamănă cu el în comitetul central. În fine, dar s-ar putea să fie. Și tipul este găsit spânzurat de calorifer, deci nu atârnat undeva, de calorifer cu un laț, nu știu ce. Urmarea. Nu a fost anunțată moartea lui. În mod normal, când moare un numărul 2 în partid, pagină de doliu, un scânteie, nu știu ce. Nici la mica publicitate nu s-a dat, că Lenuța a zis, nenorocitul s-a sinucis ca să-mi strice mie congresul. Nimic. Nu publicați nimic. L-au îngropat la el în comună, era moldovean, fără să participe niciun membru al Comitetului Central. Bă, ăsta e un caz, ar putea să faci un film cu el, da. Tu, așa, să trimiți pe cineva cimitirul, locul, ce spune lumea, știi? Pentru că era unul mai delicat, ajunsese, uite, într-o funcție mare, așa, și cu are respect, nu numai față de mine, că toată lumea era foarte... fusese odată și la unui scriitor, vorbea cu blândețe, cu nu știu ce, și cu mare politețe, știi? Ceea ce nu, ăștia pe ziua de azi nu interesează absolut nimica. Mai mult decât atât, pe vremea lui Ceaușescu, spuneam că plugușoriști ăștia, mâncătorii cu polonicul, care erau servitorii mei, nu știu. Pe vremea lui Iliescu, ăștia au fost toți reșapați și au devenit ajutoarele lui de nădejde, pentru că Vadim Tudor Păunescu, care au marginalizat Păunescu, dar Vadim Tudor, care nu băga nici dracu în seamă, știi? Lua bănuți, că scria despre Elena Ceaușescu. Li s-a dat funcții. Petică Roman. Nu, li s-a dat ziarul la România Mare. Da. Ce-au făcut? A fost arma de luptă de fapt a lui Iliescu. Când în România Mare nu Iliescu era agent KGB. Eu eram agent KGB.
Pleșu era, care era în Moldova, în clipa când eu am fost arestat la domiciliu, Andrei a fost trimis și el la Tescane, un soi aproape de... Aproape de Bacău. Și spuneau, nu întâmplător Pleșu era la Bacău, că e granița rusă, era și el agent KGB. Știi că ajunseseră toți agenți KGB, asta, Doina Cornea, femeia cu chiloți de tablă, baba cu chiloți de tablă, erau niște înjurături sinistre, dar nu numai la coposul, turnător, aia. Deci au folosit, i-au folosit pe acești plugușoriști ca arme de propagandă, cu tiraj mare și lumea a pus botul, prostii mi-a pus botul. Domnul Dinescu, săptămâna trecută l-am avut invitat la Prima News pe Petre Roman, care a lansat o polemică și aș vrea să o discutăm cu dumneavoastră, dar după o pauză de publicitate. Cu plăcere. Revenim. L-am avut invitat pe fostul premier Petre Roman, care a spus că Virgil Măgureanu cu Ion Iliescu au complotat împotriva sa pentru a nu-l numi ca prim-ministru, să nu-i ofere ocazia de a forma guvernul după alegerile din 20 mai și așa au ajuns minerii în București. Credeți în această teorie? Nu. Ca să-l dea jos pe Petre Roman, putea să-l dea mult mai liniștit jos. Petre Roman a fost dat afară, cred, la a doua mineria. La a doua mineria, în toamna lui 91, da. Cred că în septembrie. Deci, acea mișcare, prima mineriadă, Petrică, cu drag, a contribuit și el la acea chestie, pentru că aia a fost o ticăloșie a acestor domni. Este următoarea, că ei au amplificat demonstrația aia tinerilor din piață, cu cântecele lor, cu nu știu ce. Pațurcă. Da, da. Era un soi de cenacul flacăr anticomunist de data asta, dacă e să fim drepți. Că ei mulți cântaseră în cenacul lui Păunescu, dar acum era mai bine golan decât comunism, nu știu ce știi. Deci n-ar fi fost o problemă pentru Iliescu, că el era iubit încă de popor, toți, le-a dat de mâncare fără cartelă, era încă vria aia, dom'le, ne dă Iliescu de mâncare. Ți-am spus că am fost cu o echipă nepțească până proce înainte, da, de toți ziceau, oh, îl pupau așa poza că ne dă de mâncare. Ne dă de mâncare, Iliescu. Că dacă are la Cotroce crescătorie de pui de goscă, tată. Acolo a fost o mică înscenare cu televiziunea, în primul rând. Era ăsta Cârlionțatul, directorul televiziunii, cum îl cheamă? Cârlionțatul. Istoricul Răzvan Teodorescu, Răzvan Teodorescu. Era Cârlionțat, că acum am așa îi se spunea, că era chel, da, se spunea Cârlionțatul. Așa. Cârlionțatul care mâncase și el rahat în Ceaușescu și nu știu ce. Da, dar totuși în anii 80 înțeleg că a fost un soi de dizident. Nu a scris. Chestia cu dizidența, băi, iartă-mă, se lipește eticheta asta cam prea multă chestie. Ca să fii dizident, trebuie să ai niște la articole, să fi avut de suferit. Să... Nu, ei au avut o singură chestie, au avut cu dărâmarea bisericilor. Da. Mănăstirea Văcărești, cred. Mănăstirea, nu? Văcărești, așa, care a fost o crimă, într-adevăr, că și câțiva ieși de ăștia din cadrul artiștilor de mâna a doua, să zicem, dar simpatizați de anumiți activiști de partid, au avut curajul să scrie o scrisoare lui Ceaușescu, nu știu, să nu ți închipui că spunea, tovarășe dictator, de ce dărâmați biserici, nenorocitule, măta nu a fost la biserică, tatăl nu l-a îngropat cu popi. Stimate tovarășe Ceaușescu, așa începeau toate alea. Dumneavoastră, care sunteți o figură ilustră a umanității, care nu știu ce, așa, de tânăr v-ați dat viața pentru cu alături de tovarășe a dumneavoastră viață, care au savant de renume. Știți chestia cu această mănăstire reprezintă, nu știu ce, pentru popor român și pentru pălatura naționalistă, nu știu ce. N-a avut rectific, deci da. N-a fost dizident. Bun, băi. Așa. Și el împreună era, ăsta mai era unul care a venit acolo, bandajat, n-avea nici pe dracu, știi? Au înșenat următoarea chestie, că televiziunea, era unii tineri care strigau lozinci în fața televiziunii, dar nici pomeneală să intre să spargă televiziunea, cum am spart-o noi atunci, am spart ferestre, am intrat cu forța. Plus că puterea erau scutieri, erau pe... I-au lăsat pe aia să facă puțină caragață acolo,
Înțelegi? Iliescu, care nu ieșea din casă, era speriat ca regele la Franței, care a fost ghilotinat, dar nu știa ce se întâmplă, știi? Iliescu îi s-a, domne, vor să dea foc la televiziune. Securiștii cu ăștia din poliție, din miliție, au dat foc la niște autobuze și s-arătau populația ce vede acolo? Niște autobuze în flăcări, niște tineri în fața, unii erau de calitate îndoielnică, acolo toată golănimea vine, ca la orice revoluție sau la orice mișcare. Bun. Și atunci părea că, domnule, arde Bucureștiul, știi? I-au băgat în cap lui Iliescu, au venit băieții, domnule Iliescu, chemăm minerii, avem să vină să ia atitudine, conștiința civică, da? Cu Petrică Roman ca prim-ministru, s-a aranjat tot cu trenurile, cu tot aia. E o întreagă îmbârligătură de băieți, așa, cu Măgureanu, bineînțeles, care ajunsese mâna dreaptă a lui Iliescu, că... Era deja SRI-ul, dar eu ți-am povestit la un moment dat cum a venit la mine la birou, imediat după Revoluție, Măgureanu. Nici nu-l recunoștea, nu știam cine dracu e, că... Uitați încă a fost la execuția lui Ceaușescu, da? Era un tip acolo care stătea și el mai în penumbră, așa, știi? Și a venit la mine Măgureanu, parcă mi-a zis, da. Ce, domnule Iliescu, ce facem? Îi lăsăm pe Jidan să ia puterea? Așa v-a zis, nu? Da, pe păi, dar îmi pare rău, dar nu o să inventez. Pot să mă închin dacă vrei pe Biblie, da. Zic, la cine? Aluzie la trecutul lui Petre Roman. Nu la trecut. Aluzie la tata, destinul lor, era vorba de Brucan în primul rând și de Petre Roman. Erau două. Brucan atunci era foarte tare. Era eminența cenușie, așa, era mai vocifera mai mult decât Iliescu, știi? Și am spus, domnul Măgureanu, știi care e chestia? Eu n-am chestia asta cu antisemitismul. Pe urmă, ăștia sunt rudă cu Iisus Hristos de la origine, în fine. Până mă zic, care e problema? Că... Păi ce să facem? Să ne organizăm și noi, ăștia creștinii, cum ar veni. Și creștinul de Măgureanu a plecat cu coada între picioare. Eu am povestit, am trei pamflete în cartea mea de pamflete. Am trei pamflete despre Octavian Pală, că i-a făcut un portret cu Măgureanu. Octavian Paler? Da, da. Asta după 90 atunci? După 90, da? Chiar atunci, mai târziu i-a făcut, știi? Și am trei, poate vin și le da, citesc le săptămâna da, viitoare. Da, da. Și a plecat Măgureanu, bun. L-a dus în pustii. Și la un moment dat, nu știu ce, era o ședință cu CPUN-ul, nu știu ce, și am ajuns pe la unde era Ilie. A, nu, voiam sediu pentru Uniunea Scriitorilor. Că sediu, vechiul sediu al Uniunii Scriitorilor, la cutremur în 77, l-a luat partidul și l-a făcut, a dat unei ambasade. Și scriitorii au rămas pe drumuri, așa, în fine. Bun. Și eu am, voiam înapoi sediul unui scriitor, era o ambasadă libiană sau nu știu ce. Și care era sediul? Ăla de pe Calea Victoriei? Ăla de unde e acum PSD-ul. Pe Chiselef? Pe Chiselef, ăla a fost vechiul sediu al unui scriitor, dar vechi și din anii 50, Labiș, și acolo era școala de literatură, era... Și acolo a fost unde sediul PSD astăzi era da, școala unde de literatură. A fost, bă, Sadoveanu și nu știu ce, acum stă ăsta... Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu, uite, eu... A evoluat lumea. Și literatură. Și i-am spus lui Iliescu, m-am dus la Iliescu, i-am spus, domnule Iliescu, am ce, vreau sediul ăla înapoi, eu îi dau afară pe aia, eram tare... terorist. Zic, îi dau afară pe aia la ambasadă, ne mutăm acolo, e sediu, vechiul sediu al scriitorului, e un clădire sfânt, au trecut mari talente pe acolo. Așa. Bun. Și nu, lasă o cerere, nu știu ce, și găsisem asta, unde e acum cazinou. Casa Vernescu. Casa Vernescu era pregătită de Elena Ceaușescu, să fie. Și era goală. Zic, bă, luăm Casa Vernescu. Eram tari, în fine. Și ce-ați luat? Iliescu mi-a zis să-i las, aia nu a semnat pentru ea. Iliescu nu semna nimica. Nu făcea... El era cinstit și sărac, cum ar veni. Așa. Dar ce, de ce spun asta? La o măsuță mică, înainte să intre la Iliescu, era un domn care bătea pe post de dactilografă. Cine crezi? Măgureanu. Măgureanu. Încă nu se înființează SRI-ul. Dar Măgureanu... Să juca, cânta la pian acolo, la intrare. Și
m-am dus la Petre Roman și am zis, băi, Petre, zic, bă, nu avem un sediu ca lumea, la Casa Scânteii, cum adică noi, ca în vremea stalinismului, nu, nici în vremea stalinismului, că în vremea stalinismului era încă acolo. Zic, uite, am găsit un sediu și Petre Mare, dă-mi coacă, semnez. Păi zic, i-am lăsat-o lui Iliescu. Păi zic, stai că mă duc și eu cer înapoi și m-am dus la Iliescu. Intru din nou, iar mă curanut. Ei erau amândoi atunci la Palatul Victoria, da, nu? Nu era separat. La Cotru, ca să înțeleagă oamenii. Da. Nu era încă la Cotroceni. Nu, nu era încă la Cotroceni. Era la Palatul Victoria, dar în birouri diferite. Da. Și îi spun, domnule Ilescu, mai trebuie să adaug ceva pe cererea aia, nu știu ce. I-am luat-o, i-am dat pe Roma și bang, trang și ne-am mutat în... La Casa Vernescu. La Casa Vernescu. Pe care, după ce mi-am dat-o demisia, scritorimea română au închiriat-o, au făcut... Au făcut cazino, nu? Cazino din ea. În fine. Bun. Vorbeam de Măgureanu. Da. Deci Măgureanu, evident că a făcut parte din acea echipă de băieți care au pus la cale chestia cu mineria, da, știi? Și, cum am mai zis, așa cum a fost ciuma lui Caragea cu 200 de ani înainte, așa e mineria, dar pentru Iliescu, adică chestia cea mai sinistră cu putință, care a dus România în jos. Probabil că nici nu se voia atunci să intrăm în Europa, că odată cu intrarea în Europa pasămită, nu se mai, banditismele sunt observate mai ușor, nu știu ce, deși... Că avem tratat cu Uniunea Sovietică, aveam atunci. Da. Ion Iliescu. Nu, dar Uniunea Sovietică, chestia asta cu Uniunea Sovietică n-a influențat. Uniunea Sovietică se prăbușise. Încă nu, atunci, statele, în acel an, în 91. Păi da, se rupeau statele baltice, aveau mari probleme, nu mai aveau de mâncare, erau vai de capul lor, știi? Nu mai aveau influența pe care o avea înainte. Plus era complexul lui Iliescu, băi, fără relații prea mari cu rușii, și să nu se zică el a făcut la Moscova și prostia să creadă ăștia că toți care au volut erau agenți KGB. Nu! Agenții KGB ăștia făceau gratis, nu trebuia să fie plătit. Agentul este un om plătit. Agenții fac asta pentru bani. Agenții americani și de la serviciile secrete americane, miniștrii din Europa, nu știu, au fost plătiți. KGB-ul băga milioane de dolari în serviciile secrete. De-aia au avut o agentură foarte tare, știi? Și atunci atunci s-au rupt relațiile economice, atunci s-au prăbușit, de fapt, agricultura românească, că 3/4 din mâncarea care se exporta erau la ruși, roșiile, castraveții, cartofii, totul era dus la mult. S-au prăbușit serele. Bine, a fost și interesul să se prăbușească, să vină din afară, pentru că cei care se îmbogățeau erau ăștia care intermediau, sac, în fine. Dar cu mineria, de asta am spus, l-au îmbârligat pe Iliescu, înțelegi? Iliescu a fost fericit că în sfârșit au curățat, au plantat flori, ceva frumos, știi? Adică dai în cap, omor oameni cu târnăcopul și pe urmă plantezi flori. E ca la cimitir a fost, știi? Numai că victimele n-au fost îngropate acolo, ci pe Șeftache, în altă parte. Cu Virgil Măgureanu v-ați mai intersectat apoi? Vag. Fiindcă eu scriam în Cațavencu, el a fost făcut pilaf în Academie, ca și Ion Iliescu, tâmpiți ăștia care mă înjură că eu am fost Iliescu, te-aș numai așa, din contră, Iliescu, când am luat eu casa aia de la cetate, a trimis general prin primul ministru să vadă, poate mi-o iau înapoi, știi? Era pe vremea lui Emil, o luasem pe vremea lui Emil Constantinescu. Dar era o îmbârligătură în jurul lui, știi? Îl țineau în fașat, așa, ca pe un bebeluș, să nu știe nimica, știi? Și el venea după aia nu se mulțumească în uralele minerilor, părea că a fost o chestie atât de frumoasă, știi? Gata, domnule Enescu, am ajuns la final. Ne vedem sâmbătă viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Insider Politic.